Bună ziua, dragi cititori Herald, din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, cu ocazia unei noi campanii pe care editura Herald o organizează pe site-ul editurii Herald și de asemenea pe pagina oficială de Facebook Herald. Este vorba despre campania Viața în 2, probleme și soluții zilnice. O campanie legată de titlurile din colecția Pas în 2 a editurii Herald, campanie care va dura până pe data de 5 iulie. Deci până pe 5 iulie, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, găsiți aceste titluri din colecția Pas în 2, terapie de cuplu cu o reducere substanțială. Noi, practic, prin această campanie, prin aceste titluri, încercăm să venim în întâmpinarea dumneavoastră, în sprijinul noastră, cu tot felul de subiecte, teme care țin de relația și de viața de cuplu, alături de specialiști, alături de invitații noștri, psihologi, psihoterapeuți. Și astăzi am invitat-o pe Otilia Mantelers, psiholog, să ne vorbească despre un autor foarte drag mie, foarte drag și ei, un autor pe care, sau Otilia și-a adus contribuția de a-l aduce în România, dacă nu mă înșel, în 2015, da, când Herwill Hendrix, despre el este vorba, împreună cu soția lui au venit la o serie de conferințe în România și vorbim despre cartea Primește iubirea pe care o dorești, ghid pentru cupluri, și am să vă arăt și la cameră. De altfel, Herwill Hendrix a mai publicat o carte împreună cu soția sa în aceeași colecție. Este vorba despre Dăruiește iubirea care vindecă. Otilia, hai să începem cu venirea lui Herwill Hendrix în România. De ce a fost atât de important să-l aducem în atenția opiniei publice, a publicului larg și mai ales a psihologilor și psihoterapeuților care se ocupă de familie, de cuplu, de viața de cuplu, de relații? Și cât de importantă este această teorie despre care el vorbește, teoria Imago și implicit și terapia Imago? Imago. În primul rând, am fost coorganizatoare, deci nu l-am adus singură, am fost coorganizatoare a conferinței cu Herwill Hendrix și Helen Lakely Hunt. Și la acel moment, în 2015, era cumva... preocuparea era mai ales din partea părinților, aoleu, stați un pic să dau pisicuța, deci era preocuparea părinților de a fi părinți mai buni. În schimb, ce observasem eu în munca mea cu părinții în acel moment era că relația de cuplu de cele mai multe ori nu prea mai avea atenție din partea lor și ne-am dat seama că întotdeauna într-un cuplu este importantă relația dintre părinți, așa încât amândoi cumva să crească copiii împreună, nu să fie unul hăiți și unul cea. Și am spus, uite, cred că e important ca părinții din România să știe că au și ei o viață, să-și amintească că au și ei o viață, și acesta a fost motivul invitației celor doi terapeuți la noi în țară. A fost un eveniment bun din punctul meu de vedere, pentru că mulți părinți au început din acel moment să conștientizeze importanța relațiilor de cuplu. Terapeuții de cuplu au avut din ce în ce mai multe cupluri în cabinetul lor și asta e foarte bine, pentru că relația de cuplu este una din cele mai hrănitoare relații pentru noi. Deci asta este cumva povestea acelei conferințe și invitației cuplului Herwill Hendrix și Helen Lakely Hunt. Ei sunt doi oameni minunați care și-au dedicat viața studiului, viața lor profesională și-au dedicat-o studiului relației de cuplu și au venit cu multe insight-uri foarte importante din care și cred că au impactat mulți terapeuți din România care lucrează cu cuplurile. Cum ți s-a părut această carte atunci când ai citit-o și când ai luat cumva contact cu teoria lor?
am iubit-o instant și am înțeles fenomenul îndrăgostirii. Cartea aceasta pentru mine a fost revelatoare pentru că am ieșit un pic din ezoterismele astea de dragoste cosmică, suflete pereche, am ieșit un pic din astea pentru că aveam senzația până în acel moment că cum găsești dragostea adevărată? Cum o știi? Unde o simți? De unde știi că asta e persoana potrivită? Și această teorie a făcut foarte multă lumină în mine pentru că eu după ce am citit cartea am zis, păi, e posibil să iubești un om care te atrage și omul ăsta poate să fie cam oricine care intră în pattern-ul tău. Deci nu e ca și cum ăsta e sufletul pereche, nu. Ai găsit o persoană cu care te potrivești conform teoriei Imago și îmi doresc un pic să vorbim despre cum ne atragem, care sunt pattern-urile noastre. Deci ai găsit bărbatul, ai găsit femeia care intră în Imago, în tabloul subconștient pe care îl porți cu tine. Și atunci poți să-l iubești sau poți să nu-l iubești, poți să-l rănești și așa se întâmplă de obicei. Deci mi-ai servit o minge la fileu și îmi place mult treaba asta. Deci putem vorbi despre faptul că acest mit al sufletului pereche, jumătatea ta și așa mai departe, în care probabil că la un moment al vieții toți am crezut într-o măsură mai da. Mică sau mai mare, nu numai femeile, da. Nu numai femeile, da? Chiar și chiar și bărbații. Că și bărbații. Exact, acesta este rămâne doar un mit, că da. până la urmă, exact cum spuneai și tu, totul se construiește. Eu mă gândesc că la început trebuie să existe chimie, da? Trebuie să existe chimie, trebuie să-ți placă acel om. Și bineînțeles că prima dată vorbim despre atracție, cel puțin din partea bărbaților, pentru că bărbații sunt vizuali, da? Asta este clar. Există o atracție fizică. Da. După atracția fizică, după această chimie fizică, apare acest pattern, să-i spunem. Dacă femeia sau bărbatul, în cazul femeii, se încadrează din punct de vedere al aspirațiilor, al planurilor de viață, al așteptărilor, al hobby-urilor sau pasiunilor comune și a ceea ce îi leagă pe ei. Da. Și aici, de fapt, vreau să vorbim, să insistăm, unde ar exista posibilitatea ca o relație să fie mai longevivă, mai de lungă durată, aș spune chiar până la finalul vieții, fără să consider că este neapărat o utopie. Eu totuși chestia aia cu până când moartea ne va despărți, cred în ea, dar în condițiile în care vorbim despre o construcție. Exact. Deci nu că stă așa și că trăiește dragostea noi și ce bine că ne-am potrivit. Și atunci vin și întreb care ingrediente sunt mai importante la această relație longevivă? Asemănările sau deosebirile? Pentru că fiecare, și asemănările și deosebirile, au, și le vom discuta, au avantaje și dezavantaje. Da. Nu e bine nici ca doi oameni să semene prea mult și să desfășoare cam aceleași activități, pentru că intri într-o rutină și într-o uzură care poate să ducă la plictis. Dar pe de altă parte, nici discrepanțe foarte mari, iarăși, nu sunt ok. Da. Vreau să vorbim despre asta, dar dacă îmi dai voie, aș vrea să mă leg de ceva ce ai spus tu. Sigur. Da? Pentru că ai spus la un moment dat că bărbații sunt atrași la început fizic de femei. Și aș vrea să vin cu o precizare aici, pentru că este un subiect care și pe mine mă preocupă. Incită, da, da. Exact, mă incită și mă preocupă. Pentru că dacă te gândești, ok, un bărbat vede o femeie și zice, mamă, bine, fai, ce bine arată. Dar fizicul, așa cum știm noi, psihologii, fizicul nu e doar corpul. Da. Corpul este cumva... atitudinea. La tot și atitudine și e tot, exact. Bun, deci asta am vrut să spun, pentru că știu că bărbații de multe ori spun, domnule, eu sunt așa de... Am clienți care îmi spun, măi, nu pot să cred că sunt așa de superficial, mă uit la cum arată, mă uit la formele ei fizice. Da, e ok, e în regulă că te uiți la formele fizice, dar le este foarte bine când își dau seama că, de fapt, nu se uită doar la corp.
fizicul unei femei cuprinde totul, cuprinde psihicul, cuprinde sufletul, cuprinde tot ce are în ea. Da, uite, aici îți dau un exemplu din punctul de vedere al unui bărbat. Da. Sunt într-un context, văd o femeie foarte frumoasă, da? Foarte frumoasă, aranjată, dichisită, cochetă, scoasă ca din cutie, din țiplă. Degeaba are forme și degeaba arată ea la modul senzațional dacă un anumit, da. Dacă un anumit gen de comportament sau o anumită atitudine sau anumite gesturi trădează o anumită frivolitate, o anumită superficialitate. Adică ea este doar un simplu ambalaj. Și asta întotdeauna mă duce cu gândul la o expresie pe care o folosesc des a prietenului meu Andrei Vulpescu, așa, blogger de relații. Pe care l-ai mai menționat de multe ori și pentru că îmi place foarte mult cum gândește, da. Și spune foarte clar. Bărbatul vine, hai să presupunem într-o relație, bărbatul vine pentru ambalaj și rămâne pentru conținut. Adică degeaba ambalajul arată foarte bine dacă dincolo de asta avem o atitudine care s-ar putea să ne inspire așa, nu știu, o distanțare. Da? Deci trebuie să atitudinea, chiar uite, mă gândesc acum în cazul unei femei care s-ar putea să nu fie atât de îngrijită, atât de cochetă, atât de frumoasă, dar care să aibă anumite gesturi care să arate o atitudine foarte plăcută. Și să-ți placă mai mult de acea femeie ca bărbat decât cealaltă. Te rog. Aș spune mai întâi că nu ne face bine nouă ca femei să fim văzute așa. Știu că așa se întâmplă în societatea, nu ne face bine să fim văzute separat. Vezi că așa se întâmplă cu bărbații. Bărbații văd așa, ambalajul și sufletul. Dar e cu totul. Deci nouă ne face bine să fim privite în ansamblu. Exact, cu totul, și cu corp, și cu că la un moment, adică te gândești, ok, o femeie superficială, dar poate și bărbatul e superficial. Și de multe ori mai ceva ca femeile. Corect. Și da, și mai degrabă aș vedea atracția dintre un bărbat și o femeie. Adică aș vedea-o în termenii ăștia pe care îi spune teoria Imago. Deci prima oară într-adevăr te uiți, trebuie să-ți placă, da? Asta e prima etapă, după care mă uit la persoana asta și văd în ea, dar nu conștient, subconștient, văd așa, pe de o parte văd niște asemănări, da? Tu de asta ai vrut să vorbim despre asemănări și deosebit. Deci văd niște asemănări între noi doi, adică avem aceleași, în mare, aceleași principii de viață, vedem lucrurile la fel, vedem dragostea la fel, vedem creșterea copiilor la fel, da? În mare, aceleași valori. Eu aș spune că pentru a fi compatibil, noi trebuie să avem și un fel de același nivel de procesare a traumelor pe care le avem în interiorul nostru, că altfel nu putem să ne îndrăgostim dacă unul a procesat mult și unul nimic, că nu prea e matching-ul ăsta. Corect, deci trebuie să fim cât de cât la același nivel, sau măcar eu să am o traumă nelucrată și bărbatul ăsta să vină fix pe trauma mea aia nelucrată și invers. Eu, bărbatul, să am o experiență neprocesată și femeia asta să mă activeze fix pe aia. De exemplu, nu știu, nu ești suficient de bun. Dacă eu ca bărbat n-am lucrat trauma asta, atunci o să mă îndrăgostesc de o femeie care nu e neapărat să fie la nivelul meu de procesarea traumelor, dar cu toate astea eu să mai am această bucățică. Sau dacă eu ca femeie am trauma anxietății de separare, este foarte mare, este foarte posibil să mă îndrăgostesc de un bărbat care fix anxietatea asta de separare o să mi-o activeze. Deci, pe de o parte avem asemănările, avem nivelul acesta de procesare a traumelor din copilărie, care cumva noi trebuie să cam fim pe același nivel ca să ne putem potrivi, măcar o bucățică de drum, măcar pe o anumită parte din interiorul meu, iar pe de cealaltă parte o să mă atragă diferențele foarte mult, pentru că și în toate cuplurile pe care le cunosc, unul e așa, unul e așa. Sunt mai multe, mai degrabă sunt mai multe diferențe între ei decât sunt asemănări. Asta se vede la prima vedere. Spre exemplu, ea întârzie, el este mereu punctual. Da? Ei îi place să citească, lui nu îi place să citească.
Deci, și sunt, ea este artistă, el este artist. De ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că, așa cum scriu cei doi autori în cartea lor, la un moment dat, când am fost noi mici, ne-am pierdut bucăți din noi. Ne-am pierdut capacitatea noastră de a fi în contact cu natura, de a fi în contact cu divinitatea, de a fi în contact cu arta. Și atunci, pentru că eu mi-am pierdut această capacitate, o să mă îndrăgostesc de un bărbat care o are, pentru că la modul subconștient zic așa, păi dacă el e așa, uite, e artist, pictează, îi place să meargă în natură, o să mă tragă și pe mine după el și o să-mi dea înapoi lucrurile alea pe care eu le-am pierdut la un moment dat. Deci, de asta ne atrag diferențele în primă fază. Ne atrag pentru că zicem, hai că pot și eu cu ocazia asta să redevin întreagă. Știi de ce zâmbeam și te las să continui, pentru că chiar îmi place ceea ce spui. Zâmbeam pentru că cred că totul ține și de cazuri. Lucrurile sunt foarte diferite de la cuplu la cuplu. Pentru că eu acum, din experiența personală, aș avea tendința să te contrazic. Te rog, contrazice-mă. În cazul meu, așa, dau un exemplu, nu știu, poate se regăsesc și unii dintre cititori sau cititoare, diferențele, de fapt, au săpat, au erodat relația. Bun, asta, imediat voiam să ajung acolo, da. Hai, te rog. Da, deci la început, ca să ziceam, la început, ai de mine. Așa, la început, diferențele ne atrag. Dar după ce trecem de faza de îndrăgostire, diferențele ne fac să nu ne mai suportăm unul pe celălalt. Adică dacă mie îmi place o persoană mai haotică la început, zic, Doamne, ce haioasă e persoana asta, că stă cu capul în nor toată ziua și uite, e poetă și nu știu cum, la un moment dat începe să mă enerveze acest poetic. Lipsa de organizare. Exact, da. Deci asta este foarte important, să știm că la început diferențele ne atrag, după care e nevoie de lucru cu sine și de lucru împreună pentru a ne integra și a ne iubi aceste diferențe. Pentru că la început îți place ceva ce nu ai, dar după aia te supără pentru că e prea diferit de cum ești tu. Uh-huh. Și practic tu ești mai bună așa. Dacă eu sunt mai bună, nu-mi place treaba asta. Și nici nu mă interesează de unde îi vine, nici nu mă interesează de ce e așa de haotică persoana respectivă sau nu. Deci îți dau mare dreptate. Diferențele ne îndepărtează la un moment dat, în a doua fază a relației. Hai să vorbim puțin și despre teoria Imago. Cât de importantă este în procesul comunicării? Felul în care noi... Dialogul Imago. Exact, felul în care noi ne oglindim cumva în celălalt. Mai ales că la începutul relației, în faza aceasta de îndrăgostire, noi proiectăm foarte mult. Și da. Din punctul meu de vedere, proiecția este un soi de oglindire a ceea ce noi avem în subconștient, dar este pe de altă parte și un soi de iluzie, pentru că oglinda aceea este un pic deformată. De fapt, noi vedem la celălalt ceva ce avem noi nevoie și avem noi senzația că celălalt împlinește. Dar că, de fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Și chiar mai discutam zilele trecute cu o altă prietenă dragă, tot în cadrul acestei campanii, Viața în Doi, Alexandra Lițu, coach, în care povesteam despre lucrul ăsta. Faptul că în această fază de îndrăgostire, atunci când există niște asemănări, avem tendința de a le exagera. Aceste asemănări, da, sau potriviri. Vai, dar cum? Și tu gândești la fel, și tu simți la fel, și ție îți place același lucru, și așa mai departe. Lucrurile s-ar putea să nu stea chiar așa. S-ar putea ca unul din cei doi, din dorința de a-l impresiona și de a-l sensibiliza pe celălalt, este faza aceea de... Seduce. Exact, pentru că este faza aceea de cucerire, mai ales în cazul bărbatului, dar nu doar în cazul bărbatului, și în cazul femei. Da? Și în cazul femeilor. Exact. Este acea vânătoare, să o numim metaforic, în ghilimele,
vrei să-l impresionezi și atunci vii cu tot ce crezi tu că ai mai bun în tine și s-ar putea ca să spui și niște lucruri care nu sunt prea adevărate și celălalt partener să constate peste un an sau peste un an jumate sau doi ani că de fapt ce ție ți-a plăcut la început sau ai lăsat impresia că uite mă și mie îmi place chestia, de fapt pe tine chiar să nu-ți placă sau să nu te intereseze. Da, da. Așa este. Și cumva, deci noi avem, proiectăm foarte mult, trăim foarte multe iluzii și mă bucur mult că, conștientizăm faptul că nu există dragostea cosmică, pentru că dragostea asta, credința în dragoste cosmică ne ține la suprafața lucrurilor și nu rămânem în contact cu realitatea și este o mare ușurare, chiar dacă nu ne place la început să știm, nu există dragostea cosmică, nu există sufletul pereche, ne ajută să știm că înseamnă că e mai mult în puterea mea. Deci chiar e mai mult în puterea mea să îmi găsesc dragostea. Iar dacă pentru mine am găsit dragostea, este o prioritate, hai să văd ce am de făcut. Care-s pașii? Bun. Și acum ne întoarcem la dialogul imago. De curând am vorbit cu un cuplu, am stat de vorbă cu un cuplu și nu o să dau foarte multe detalii, doar că el avea de discutat un subiect la psiholog. Și am zis, ce poate să fie așa de trebuie neapărat să vorbești la psiholog și nu poți să vorbești direct cu soția? Păi nu. Și era un subiect foarte normal legat de muncă. Și atunci am zis, ok, dar nu e păcat că lucrurile astea trebuie neapărat să le vorbim la psiholog și nu le putem vorbi în cuplu. Și atunci am povestit un pic despre dialogul imago. Și dialogul imago, că despre el e vorba, este un dialog vindecător în care, în primă fază, învățăm să ne oglindim, să fim siguri că ne ascultăm. Pentru că asta este una din marile noastre probleme. Noi nu știm să ne ascultăm. Noi nu știm să ne oprim puțin dialogul mental și nevoia de a interveni și de a spune ce părere avem și noi sau de a contrazice sau de a judeca, noi nu putem lăsa cealaltă persoană să vorbească pentru că intrăm în defensivă. Da? Deci dacă partenerul de cuplu îmi spune mie ceva, eu imediat mă gândesc, ok, eu sunt vinovată sau vrea ceva de la mine, trebuie să-mi dau și eu cu părerea, trebuie să spun repede ceva înapoi ca să arăt că sunt pe poziția acolo și că nu-s vinovată și că am dreptate. Și atunci eu nu mai reușesc să-mi ascult omul ăla din fața mea care vorbește. Și dialogul imago exact asta spune. Oprește-te puțin, acum e rândul partenerului de cuplu să-ți spună ce vrea să-ți spună. Tu nu trebuie să o iei personal, tu trebuie să stai doar să asculți. Cu cât mai multă deschidere, e timp mai încolo pentru a o lua personal, dar acum doar ascultă, pentru ca omul ăla să-și deschide sufletul. Și este tot un autor al editurii Herald, Thich Nhat Hanh, care sunt sigură că îți place și ție. El vorbește foarte mult despre capacitatea asta de compassionate listening, de deep listening. Motivul pentru care mi-ascult partenerul de cuplu este ca omul ăla să-și deschidă inima și să poată să mai dea jos din durere, pentru că e multă durere pe care omul din fața mea o duce. Și atunci, în acest dialog imago, în primă fază, partenerul de cuplu îmi spune ceva, eu redau, ok, înțeleg că vrei să vorbim despre organizarea programului nostru de dimineață, despre timpul împreună, pentru că în ultima vreme te simți depășit. E adevărat, am înțeles bine, deci eu acum oglindesc, redau ce vrea să-mi spună și el îmi zice da sau nu. După care, mai departe, îmi spune, conform dialogului, da, deci o să redau un pic pașii din dialogul din Mago, mai departe, el continuă și îmi spune, uite, că în ultima vreme, dar îmi vorbește nu despre ce nu fac eu bine, da? De exemplu, dacă îmi spune, uite, nu m-ai mai respectat în ultima vreme, ți-ai băgat picioarele, nu mai stai cu mine, da? Eu atunci, deja, ca partener al lui de cuplu, încep să o iau personal și, pac, automat intru în defensivă. Dar dacă el îmi spune, uite, mi-e dor de tine, de conversațiile noastre, m-am simțit cam singur în ultima vreme, eu pot să mă concentrez pe el.
Deci dialogul imago presupune ca eu și partenerul de cuplu să vorbim în termeni de eu, de nevoia mea, de ce mi-e dor mie, de ce îmi lipsește mie, de ce am eu nevoie, dar fără să cataloghez, fără să etichetez ceea ce face celălalt. Deci vreau să judec. Exact. Și pentru că altfel e foarte greu de menținut dialogul. De exemplu, dacă eu îi spun partenerului de cuplu, uite, nu prea ți-ai organizat timpul ăsta eficient, e o judecată. Deci nu i-am spus tu ești prost, da? Dar e ca și cum zic, hai că o zic mai elevat. Dar nu, eu de fapt ce am nevoie? Asta e întrebarea. Eu ce am nevoie de la tine? Păi eu vreau să stai cu mine. Cum vreau eu să stai cu mine? Când vreau eu să stai cu mine? Și partea a treia a dialogului imago, deci după ce am vorbit despre mine, după ce am vorbit despre nevoia mea, partea a treia este să spun, uite, dacă atunci când eu stau cu, când tu îmi dai mie atenție, atunci când tu mă asculți pe mine, cu nevoile mele, cu ce am eu, așa, mie îmi îndeplinește o nevoie pe care eu în copilărie n-am avut-o satisfăcută. Îmi îndeplinește nevoia de siguranță emoțională, nevoia de a fi conținut, de a fi conținută. Deci asta este partea profundă a dialogului imago, în care cei doi se cunosc la un nivel profund. Adică, uite, eu știu că, de exemplu, eu știu despre tine că tu ești haotică pentru că atunci când erai mică, tata și mama te puneau să faci curat în cameră toată ziua și tu ai dezvoltat un mecanism de a-ți lăsa acum lucrurile împrăștiate peste tot. Și atunci te înțeleg altfel. Deci despre asta e vorba în dialogul imago. Nu e vorba despre niște conversații superficiale. Nu, e vorba de vreau să te cunosc, vreau să știu lumea ta interioară, vreau să știu fetița din tine și băiețelul din tine. Și uneori voi fi părinte pentru fetița aia și pentru, sau pentru băiețelul ăla din tine. Nu tot timpul, că atunci nu mai e relație de cuplu. Dar uneori îți văd durerea și vreau să vin ca un părinte. Pentru că e păcat să vorbesc despre sufletul meu doar cu psihologul. Corect. Uite, am găsit și o să vin imediat cu întrebarea niște subcapitole interesante. Misterul atracției, rănile copilării, apropo de ce ai spus tu, imagoul vostru, iubirea romantică, lupta pentru putere. Exact. Cum devii conștient, angajamentul, crearea unei zone de siguranță, cum să vă cunoașteți mai bine sinele și partenerul, definirea planului personal, crearea unui spațiu sacru, portretul a două relații și așa mai departe. Vreau să te întreb. Crezi că, eu știu, drept cauză a faptului că nu ne ascultăm partenerul este tocmai faptul că noi avem niște nevoi neîmplinite și avem senzația că nevoile noastre sunt mai importante într-un anumit moment decât cele ale partenerului? Și pe lângă asta mai există acea tendință de a avea dreptate sau ultimul cuvânt, o mare meteahnă în relațiile de cuplu, adică e mai bine totuși să iubești și să fii empatic și plin de compasiune față de celălalt, decât să ai dreptate. Chiar dacă tu știi sau simți că ai dreptate. Că de cele mai multe ori se întâmplă ca unul dintre parteneri să spună sau să gândească că are dreptate. Și chiar să vină cu niște argumente foarte plauzibile. Omul ăsta chiar are dreptate în ceea ce spune, adică nu bate câmpii. Da. Dar cumva venim cu ideea asta că are dreptate, să pară în fața celuilalt un pic așa arogant. A toate știutor. Da? Chiar dacă, repet, el vine cu niște argumente foarte, foarte clare. Știi? Și atunci faptul că ai dreptate vine cumva în detrimentul iubirii. Da. Și faptul că ți este foarte greu să-l asculți pe celălalt, să fii un foarte bun ascultător, e tocmai pentru faptul că tu nu ai suficientă pace, liniște, armonie în tine și nevoile tale nu sunt împlinite, satisfăcute. Că în momentul în care ai aceste nevoi satisfăcute din partea partenerului, mă gândesc că ți este foarte ușor să-l asculți. Ia stai mă să aplec urechea și să ascult cu atenție care sunt și nevoile celuilalt. Ori eu, în momentul în care celălalt vorbește,
că își dorește să fie ascultat de către mine. Și eu în momentul ăla mă gândesc la nevoile mele, de fapt. În mintea mea, gândurile mele sunt, nevoile mele, uite, eu așa, eu nu știu cum, nu mai pot să mai fii atent la celălalt, din păcate. Da. Deci, ai spus totul, părinte. Ai spus totul. Și așa este. Eu nu pot să ascult partenerul de cuplu pentru că eu, la rândul meu, nu știu ce e aia să fie ascultat. Deci, dacă eu, ca și copil mic, am primit ascultare, am primit aplecare asupra mea când eram eu mică și ce aveam eu de spus, cine eram eu, era important pentru mama, tata, bunica, cine m-a crescut, atunci eu o să știu să ascult. Dar dacă eu niciodată n-am fost ascultată, nu o să pot să știu să ascult. Exact. Și într-adevăr, noi când ajungem să ne certăm în relația de cuplu, de fapt noi nu ne certăm ca adulți. Se ceartă doi copii, doi copii. Da. Adică nu e nicio diferență. Poate cuvintele sunt un pic mai elevate și mai sofisticate la adulți decât la copii, dar este fix același lucru. Cine are dreptate? Nu este. Iar eu, în conflicte, în conflictele copiilor, în conflictele adulților, eu nu caut dreptatea decât dacă există un abuzator acolo. Dar dacă cei doi își împart rolurile între victimă și agresor în mod egal. Așa? Atunci vreau să clarificăm dinamica de victimă-agresor. Tu acum în ce rol ești, tu în care ești, da? Și atunci putem să vedem că suntem practic agresori unul pentru celălalt în conflicte. Cam asta suntem. Dacă este unul cu precădere, atunci relația trebuie ruptă, nici nu mai trebuie lucrată. Dar dacă desigur partenerul acela vrea să se schimbe. Dar dacă pozițiile sunt cât de cât egale și dinamica este echilibrată în ghilimele, dinamica victimă-agresor, atunci relația poate fi vindecată. Bun, eu ca să ascult, mie mi se pare că fiecare om are nevoie să facă niște cursuri despre ascultare, la modul foarte pragmatic. Să te învețe cineva cum să taci, să te învețe cineva cum să primești, să îți spună ce trebuie să se întâmple în interiorul tău. Dar cel mai profund fel de a învăța să asculți este prin a fi tu însuți ascultat. De cele mai multe ori se întâmplă asta la duhovnic, se întâmplă asta la un coach, la un terapeut. Și atunci, practic, zici, mamă, dar uite, eu stau aici o oră și sunt ascultată, e o experiență fantastică. Și apoi lași bunul ascultării aceleia să pătrundă în tine, după care începi să-l dai, pentru că l-ai primit într-o relație și apoi începi să-l dai. Iar eu cum fac în relațiile de cuplu, cu persoanele cu care lucrez, eu zic așa, hai să facem 3 minute cu 3 minute fiecare, hai să facem un schimb. Și hai să vedem, spun 3 minute, pentru că dacă persoana aceasta îi va cere ceva, să zicem, ea îi cere lui ceva, îi spune ce are nevoie, e posibil ca el să o ia personal. Adică nu e posibil. Intră imediat în defensivă, pentru că nu știe să asculte, pentru că îi se face frică că a greșit și că va fi pedepsit. Și atunci, 3 minute reziști. Da? 3 minute tu. Și încerci să te gândești să o vezi numai pe ea, după care 3 minute tu și încerci să îl vezi numai pe el și să te pui pe tine puțin on hold, așa. După care, hai că a fost bine, 3 minute bune, hai acum 5 minute, hai acum 10 minute. Progresiv. Progresiv, pentru că ce ne lipsește nouă este siguranța. Mi-mi place foarte tare cuvântul ăla în engleză, safety, parcă e mai cuprinzător decât siguranța din română. Dar este vorba de siguranță emoțională. Noi nu suntem siguri, noi avem senzația că suntem în pericol, că am greșit și că o să fim judecați. Și de asta venim cu contraargumente, de asta intrăm în luptă de putere. Și desigur că intrăm în lupta de putere și că ne e frică că rămânem pe din afară și cu nevoile neîndeplinite. Și țipăm ca să ni se îndeplinească. În timp ce vorbeai puțin mai devreme, mă gândisem la rana de nedreptate. Da. Apropo de acest exercițiu de a asculta și de a fi ascultat, de faptul că dacă n-ai fost ascultat de către părinți,
și nevoile tale emoționale nu au fost îndeplinite în copilărie. Practic, tot lucrul ăsta se perpetuează și în relația de cuplu. Și în timp ce te ascultam, mă gândeam la mi-a venit o idee în minte și vreau să te întreb. Eu am senzația că relația de cuplu este o oglindire a relației cu părinții noștri. Da. Da, pe cuvânt, deci, stăteam așa și mă gândeam, îți dai seama că, de fapt, e o copie. Da. O copie aproape fidelă, aș spune. Da. Pentru că, uită-te câte lucruri ca traume vin din copilărie, din relația pe care noi am avut-o cu părinții noștri, apropo de abuzat și abuzator. Da? Și cum noi perpetuăm, de fapt, în relația de cuplu, pentru că ăsta e limbajul pe care l-am învățat exact. în familia de proveniență. Și perpetuăm niște tipare relaționale disfuncționale, niște pattern-uri. Adică am avut parte de critică de la părinții mei, bineînțeles că eu acum într-o relație de cuplu am un fel de oroare. Da, fac alergie la cineva care vine asupra mea tot cu critică. Pentru că de asta am avut parte, da? Și am nevoie de un partener un pic mai blând, mai îngăduitor, mai altfel decât părinții mei. Da. Sau depinde de ce am avut parte din copilărie de la ei. Da. Iarăși un lucru important. Nu, etichetările. Nu ai fost suficient de bun. Nu ești în stare de nimic. Mă, dar chiar nu sunt, chiar sunt ultimul om de pe pământ. Și atunci vii și în relația de cuplu cu perpetuarea acelui așa pattern. Când auzi, deci ai senzația că ești ca taurul ăla care vede roșu în fața ochilor, da. Când vine și se spune că lucrul ăla cu critica, nu ai făcut-o suficient de bine. Da. Senzația ta este bună și este confirmată și de Harville și de Helen și de toți terapeuții de cuplu, că informația pe care noi o avem în interiorul nostru din copilărie este aia cu care noi umblăm prin lume și cu care noi ne atragem partenera, partenerul de cuplu. Exact așa se întâmplă. Relația de cuplu, cea neconștientă, este un replay. E un replay, pur și simplu. Și noi o să cam tot atragem același pattern, dar cu cât lucrăm mai mult și cu cât ne cunoaștem noi pe noi mai bine, cu atât vom atrage niște parteneri lucrați și ei, sau măcar într-un punct mai bun decât într-un punct în care ei sunt disponibili în a se uita la durerile lor interioare. De exemplu, dacă am un partener de cuplu care mă critică, eu pot să-i spun și îmi spune, păi, nu ești suficient de bună, da? Asta nu e bine, uite cum faci asta, dar iar ai făcut aia. Dacă este o persoană care vrea să se uite la ce este în el, atunci eu pot să-i spun, uite, acum mă critici fix ca mama și ca tata. Aș vrea să te rog să te oprești și hai să ne uităm împreună la de ce faci asta sau uite-te tu cu psihologul tău, cum vrei tu, dar eu nu mai vreau să mă critici. Pentru că nu mai pot să fiu în relație cu tine când mă critici. Deci, asta înseamnă cumva o relație de cuplu mai lucrată și mai conștientă. Pentru că dacă relațiile de cuplu nu sunt conștiente, ele mor. Și atunci eu pot să rămân căsătorită sau căsătorit cu o persoană pentru toată viața, dar dacă persoana aia nu face ceva, relația noastră și eu nu fac ceva, deci amândoi trebuie să facem, nu el mai mult, eu mai puțin. Uh-huh. Atunci relația se rupe. Pentru că nu este, relația e, știu că e o comparație foarte des întâlnită, dar chiar e ca o floare pe care trebuie să o îngrijești, să mai vezi dacă e pământul bun, să îi mai dai apă. Deci e nevoie de atenție. Pentru că o persoană are nevoie de atenție caldă, orice persoană, de entuziasm pentru ea. Dacă o persoană nu primește atenția, entuziasmul, bucuria de acea persoană, curiozitatea, interesul, atunci persoana aia se retrage încet, încet, pentru că ai nevoie să simți lucrurile astea, pentru copilul vine cu așteptările astea de a primi bun, atenție, entuziasm, căldură, încredere. Viața. Aș mai adăuga eu încredere. Încredere, da. Mie mi se pare un ingredient foarte important.
În momentul în care... la încrederea unul în celălalt? La asta te referi sau încrederea în tine? Nu, nu, mă refer la încrederea unul în celălalt, dar nu mă refer la încrederea aceea, eu am încredere și asta. Eu am încredere în faptul că tu mi-ești fidelă. Da, ok. Nu mă refer. Asta n-ai cum să ai încredere, da. Nu mă refer doar la asta. Da? Exact. Un lucru, și ăsta un ingredient foarte important. Ci mă refer la încrederea în abilitățile celuilalt. Exact. Care asta iarăși, este important. Care iarăși vine la pachet cu un alt lucru. Într-adevăr, ca bărbat, dacă toată viața sau o mare parte din anii petrecuți în căsnicie nu ai fost un bărbat foarte implicat, în treburile gospodărești, să zicem, în momentul în care tu te schimbi, îți dorești ca bărbat să te schimbi și începi să faci lucruri, este un proces extrem de îndelungat, este un proces extrem de complex, este un proces extrem, îți s-o spun sincer, un proces extrem de obositor pentru un bărbat, ca să vină să demonstreze că, băi, eu sunt în stare să fac lucruri. Păi da, da, dacă nu le-ai făcut în urmă cu... Da, da, dă-mi un pic de credit. Da. Dă-mi un pic de credit. Și așteaptă-mă. Înțelegi? Ca să demonstrezi că poți să faci lucruri și poți să le faci. Da. Și iarăși foarte important este apreciază, nu contează ca femeie, ca bărbat, apreciază intenția celuilalt. Chiar, dacă celălalt nu face lucruri la un nivel calitativ, la un anumit standard pe care tu îl ai, apreciază intenția de a face. Da? E normal să zicem că femeia șterge praful mai bine decât bărbatul. Da, un exemplu cât se poate de banal, da? Dar dacă vezi un bărbat care totuși din proprie inițiativă ia cârpa și începe să șteargă praful, dar nu șterge chiar atât de bine cum o face femeia, tu apreciază intenția asta, pentru că apreciind intenția și efortul, dar apreciindu-le, el primește din partea ta încredere și apreciere. Și poate să facă lucrurile mai bine. Da. Tu în momentul în care îl critici și o dai la rădăcină, ca să spun așa, îl demotivezi. Efectiv, foarte îl demotivezi tare. Până în momentul în care el nu mai are chef să mai facă nimic. Nimic. Așa se întâmplă. Iar eu, ca femeie, dacă îl cert pe bărbat că a șters praful prost, eu trebuie să văd care e problema mea. Corect. De ce vreau eu ca praful ăla să fie șters bine? Sincer. Adică e ceva la mine. Adică tu ți-ai făcut partea ta de relație, bărbatul și-a făcut partea lui de relație. Acum, dacă eu vreau ca lucrul să fie perfect, eu trebuie să văd pe care e rana mea ca femeie. De ce trebuie praful ăla? De ce sunt eu mai OCD așa? Mm-hmm. De ce trebuie praful ăla perfecționistă? Da, da, da. Da. Ce vreau eu? Vreau să văd că tu faci totul pentru mine fix așa cum îți cer eu? Da, da. Sau am eu niște alte alea ce nu pot să-mi imaginez? Sau am fost eu însă super criticată și super stresată când de în părinții? În copilărie, da. Că n-am făcut lucrurile cum trebuie. Da, da. Exact. Și de asta trebuie apreciat efortul. Și efortul, noi trebuie să ne gândim așa, noi am fost traumatizați mulți ani, da? Mulți ani. Deci până la 18 ani am fost traumatizați. Pentru că asta se întâmplă în relație de cuplu, se întâlnesc două persoane traumatizate, rezultatul traumatizării, pardon, consecința traumatizării este un sentiment înfiorător de singurătate interioară, pe care noi încercăm să-l acoperim prin prezența partenerului de cuplu, prin prezența prietenilor, prin prezența copiilor. Și ce să vezi, că nu se astupă sentimentul ăla de singurătate, pentru că e foarte vechi. Și ăla este, într-adevăr, un lucru la care trebuie să lucrezi tu. Sigur, poți să-ți implici partenerul de cuplu în vindecarea ta interioară, dar să nu faci ca și cum el este principala persoană care trebuie să te salveze. Nu. Tu trebuie să te salvezi tu pe tine, pentru că celălalt nu-i părintele tău. Trebuia părintele să-ți umple golul. Dacă nu l-a umplut părintele, acum trebuie să ți-l umpli tu. Pentru că dacă îl folosești pe celălalt, tragi de el. Și părinții trag și de copii să le umple golul. Nu e ca și cum tragem. Dacă de multe ori ce se întâmplă în realitate, ce am văzut eu cu familiile, este așa. La început trag de partenerul de cuplu,
după care văd că nu merge pentru că nu lucrează, nu, așa, ne despărțim, stăm în camere diferite, vorbim doar de lucrurile organizatorice, ne, avem aventuri, avem nu neapărat cu alte persoane, dar și cu, și cu alte persoane, și cu jobul, și cu sportul, și cu hobby-urile, deci fugim din relație, după care ne uităm cine mai e în jurul nostru care poate să ne umple golul. Și sunt copii. Copii, și atunci facem de copii și îi zăpăcim cu aia, cu aia, că trebuie să ne îndeplinească nouă nevoia de, de recunoaștere, de orice, în loc să mă uit și tot singură rămân. Tot singur rămân. Deci eu trebuie să mă întorc la rana singurătății. Asta se întâmplă. Deci asta este, într-un cuplu venim două persoane care sunt al naibii de singure și trebuie să ne uităm fiecare la singurătatea lui, dar în același timp, cumva ținându-ne de mână. Am o clientă care mi-a descris relația ei de cuplu, cred că a făcut-o mai frumos ca oricine. A zis așa, eu când l-am întâlnit pe bărbatul ăsta pe care îl iubesc, el n-a fost ancora mea. Dar eu când cădeam, el venea și mă ținea de mână. Și asta mi s-a părut extraordinar. Deci, să știi, și era o femeie tânără, asta sub 30 de ani. Deci, să știi că partenerul tău nu este ancora ta, ci e persoana care te ține de mână, că de fapt tu trebuie să fii ancoră pentru tine, asta mi se pare cea mai mare dovadă de inteligență emoțională care există. Exact, adică fără să avem acele roluri în care cred că relația nu are cum să funcționeze, sunt relații tampon, relații tampon, în care unul este salvatul și celălalt este salvatorul. Și mai ales dacă ajungi să conștientizezi lucrul ăsta că vrei să fii salvată de Cutărescu și ălalaltul spune da, eu o iubesc atât de mult încât sau iubesc atât de mult încât vreau să o salvez sau vreau să-l salvez, lucrurile n-au cum să funcționeze. Dragii noștri, pentru că nu ne mai permite timpul, dar cu promisiunea că ne vom reîntâlni în cel mai scurt timp posibil cu Otilia Mantelers, cu care a fost o reală plăcere să discut. Și pentru mine, și mulțumesc de invitație. Mulțumesc din suflet. Vom discuta și despre alte titluri din colecția Pas în 2 a editurii Herald. Astăzi am vorbit despre Harville Hendrix, Primește iubirea pe care o dorești, ghid pentru cupluri în colecția Pas în 2. Nu uitați de campania Viața în 2, provocări și soluții zilnice. Intrând pe site-ul editurii Herald, puteți găsi titlurile din colecția Pas în 2 cu reducere substanțială. De asemenea, așteptăm din partea dumneavoastră la toate înregistrările, dezbaterile de pe pagina de Facebook Herald cu privire la acest subiect, terapie de cuplu, alături de invitații noștri dragi, psihologi, psihoterapeuți. Așteptăm din partea noastră un gând, un comentariu sau chiar o întrebare și cel mai interesant, mai apreciat comentariu va fi premiat cu o carte la alegere dintre titlurile colecției Pas în 2. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. A fost alături de noi Otilia Mantelers, psiholog, căreia îi mulțumim foarte mult. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!